În videoclipul de astăzi vom realiza acest nou model de mască refolosibilă din bumbac cu strat antibacterian. Să începem! Bine ați venit! Pe acest canal o să găsiți tutoriale pentru tot felul de origami, de la flori la cutiuțe din hârtie sau decorate, tutoriale pentru brățări handmade, decorațiuni și o mulțime de alte lucruri. Dacă vă plac videoclipurile de acest gen, abonați-vă, fiindcă postez videoclipuri noi în fiecare miercuri și vineri la ora 7 seara. Să începem! Pentru acest proiect aveți nevoie de 2 bucăți de material pătrate cu latura de 18 cm. Eu am folosit bumbac simplu și bumbac antibacterian, dar puteți folosi orice alt material filtru pentru cel de-al doilea strat, acșață pentru cusut, o linie, un creion și elastic. Să începem! Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să îndoiți una dintre bucățile de bumbac de 2 ori pe jumătate în acest fel. După aceea, mai îndoiți o dată pe jumătate, aducând marginea de jos peste marginea de sus, marcați linia formată din îndoitură cu creionul, trasați o linie de la colțul de sus până la semnul făcut cu creionul în acest fel, tăiați pe linia trasată și veți face la fel și cu cealaltă bucată de bumbac. Așa vor arăta cele două forme din care vom realiza masca refolosibilă din bumbac. Faceți un semn de la colțul de sus al formei în jos la 1,5 cm, iar la colțul de jos măsurați în sus 1,5 cm și faceți din nou un semn. Faceți exact același lucru și pe cealaltă latură. În continuare, veți avea nevoie de 2 bucăți de elastic cu lungimea de 19 cm, pe care le veți prinde de partea din fața materialului cu bolduri sau cu clipsuri, unde sunt semnele făcute mai devreme cu creionul, și le coaseți. Le puteți coase la mașina de cusut sau de mână, adică fără mașina de cusut, sau le puteți lipi cu pistolul de lipit. După ce elasticul a fost cusut sau lipit de una dintre formele de material din bumbac, așezați cealaltă bucată de bumbac cu fața peste prima și coaseți marginile de jur împrejur, lăsând o singură latură necusută, de preferat una dintre laturile cu elastic. Așa va arăta masca după ce a fost cusută. Veți întoarce masca din bumbac refolosibilă pe față, având grijă să așezați bine și colțurile, iar marginile laturii necusute le veți introduce puțin în interior și veți coase din nou masca de jur împrejur, de această dată pe toate laturile, la 0,5 cm de margine. După ce a fost cusută, vom întoarce masca din bumbac cu partea care nu se va vedea în sus și îndoim marginea de sus în interior până la elastic în acest fel. Facem același lucru și cu marginea de jos sau măștii din bumbac.
masca, astfel îndoită o vom îndoi din nou pe jumătate și presăm bine, astfel încât să se formeze o linie. De la linia formată pe jumătatea măștii vom trasa o linie paralelă cu marginea de jos a măștii în acest fel. Vom face la fel pentru fiecare colț al măștii. În continuare vom coase pe liniile trasate și pe linia de sus a măștii la 0,5 cm de marginea acesteia. Vom face la fel și pentru marginea de jos și pentru cea de sus. Așa va arăta masca la final, o puteți coase de mână sau la mașina de cusut și așa arată desfăcută. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!